Nici nu știu cum să încep. În primul rând vă salut pe toți și vă zic că înainte să lăsați vreun coment, vă rog să ascultați acest videoclip scurt, scurt, scurt. Canalul Sneak a însemnat foarte mult pentru mine și încă înseamnă. A fost un drum lung să ajung la suma de aproximativ 13.000 de abonați. Am avut momente grele, momente faine, momente super faine, momente de dezamăgire. Aș vrea să o las cu canalul de gaming mai moale, ceea ce ar însemna un clip pe zi. Nu e ca și cum arunc toată răsplata asta așa deodată după atâta muncă. Schimb acum mă pasionează altceva puțin mai mult. Și este vorba despre noul canal de vlog. Da, fraților. Ați auzit bine, aici o să fie canalul de acum, pot să zic, principal. Pășnic, dar parcă tot mai avut canal de vlog. Da, bă, da, nu știu, atunci nu prea aveam o treabă, în schimb acum după multe studii și editați și tot așa, am găsit adevărata mea plăcere, aceasta fiind vlogul. Pe acest canal voi posta în mare parte daily vloguri, cât mă ține vara asta, cât pot eu de mult voi posta daily vloguri, pentru că am realizat că îmi place foarte mult să editez, frate, îmi place foarte, foarte mult. Păi așa, în viziunea mea, văd canalul ăsta că o să urce destul de bine, cum l-am văzut și pe celălalt, dar nu tocmai. Pentru cine vrea, se poate abona la acest canal și să-l dea mai departe, ar fi super genial. Bineînțeles, după ce vă uitați la vlog, ca să nu ziceți că, bă, ăsta că-i doar ești așa, că nu așa. Nu, frate, vreau să vedeți dacă e calitate sau nu. Nu o să las mai mult din acest videoclip pentru că vreau să vă las pe voi să vă uitați. Și nu uitați, în fiecare zi vor apărea daily vloguri pe acest canal. Bineînțeles, poate o să mai postăm și un videoclip pe canalul de gaming. O să încerc totuși să le țin în paralel și nu știu, sper să fie totul bine. Două lucruri după care mă ghidez eu în viață. Always be happy and love every day. Desigur, ar însemna foarte mult dacă ați da acest videoclip cât ori mai multe persoane, să vadă și dacă totuși le place acest concept de daily vlog de la mine. Deci da, ne vedem când ne-om vedea și vă pup. Pa, fraților!